Aproximativ 500.000 de români ar putea scăpa în fiecare an de birocrație în cazul micilor accidente. Autoritățile promit să lucreze la o aplicație concepută tocmai pentru constatările amiabile. Conform știri de Cluj.ro, în majoritatea cazurilor, tamponările sunt provocate din neatenția sau din grava șoferilor la volan. Pagube mici, dar multă bătaie de cap apoi cu birocrația. Autoritățile promit însă că vom scăpa de asta, scrie Observator. Tocmai aplicația folosită de alții ar fi fost sursă de inspirație și pentru autoritățile de la noi. Aceasta este în prezent în stadiul de testare și ar urma să funcționeze din 15 octombrie. Softul va face inclusiv realizarea schemei exacte a accidentului, deoarece noua aplicație va arăta dinamica accidentului cu ajutorul sistemului GPS. Se semnează și se dă send către cei doi asiguratori, explică Valentin Ionescu, autoritatea de supraveghere financiară. Aproximativ 500.000 de români ar putea scăpa în fiecare an de birocrație în cazul micilor accidente. Autoritățile promit să lucreze la o aplicație concepută tocmai pentru constatările amiabile. Platforma, care există deja în alte state, ar urma să funcționeze și la noi din 15 octombrie, relatează știri de Cluj.ro.